Bine v-am găsit, stimați telespectatori, iar am uitat să-mi schimb ochelare, că tocmai am scris editorialul. A treia zi, deja e mult, 3 editoriale de actualitate pe săptămână. Așadar, evenimentul numărul 1 al României, nu, al planetei și al României, este această vizită făcută de Emmanuel Macron la Moscova și apoi la Kiev, în încercarea de a detensiona, de a rezolva criza ucraineană. Despre, pe larg, despre vizită cu foarte multe amănunte date de jurnaliștii francezi, am înregistrat și voi da spre sfârșitul emisiunii un dialog cu Marcela Ferraro, care este, ea de mult a prezis, corespondenta noastră la Paris, a prezis această inițiativă a lui Emmanuel Macron. Ea, o să vedeți, ne dă amănunte extraordinare, inclusiv explicația de ce toată convorbirea acestei, dialogul acesta de 6 ore a avut loc la acea masă. O să vedeți de ce. Pentru că, spune ea, pentru prima dată președintele Franței a luat în avion, nu în avionul următor, presa cu el. Marcela Ferraro a cules informații din presa franceză de astăzi, adică de marți, a urmărit, chiar urmărea când înainte de a lua interviu pe la 10 ce spun, ce se dezbate la televiziune, și o să vedeți, este un interviu fascinant, un dialog fascinant despre această vizită lui Macron. Așadar, Emmanuel Macron a avut și o conferință de presă cu Vladimir Putin. Hai să vedem acest moment istoric. While respecting our fundamentals, building together concrete security guarantees for the member states of the European Union, for Ukraine, Georgia, Belarus and for Russia, that is exactly the ambition we must pursue. Exactement l'ambition que nous devons poursuivre. We're not moving towards NATO. It's NATO who is moving towards us. Therefore, to say that Russia is acting aggressively, in my opinion, makes no sense. Was it really us who approached the border? NATO's infrastructure moved towards us. Acest moment istoric a fost transmis un timp la Antena 3, la emisiunea Mihai Gâdea, colegul nostru, confratele nostru, da? O să vedeți imediat ceva ca să leșinați. Transmisia conferinței de presă, care a fost extraordinară, a fost întreruptă de un breaking news pentru ca să poată să spună punctul de vedere un cetățean numit Radu Tudor. Deci dumneavoastră ați mai pomenit așa ceva. Eu cred că Radu Tudor este chiar șeful pe linie ierarhică a lui Dan Voiculescu. Pentru că este, nu cum să spun, de o aberație rară. Păi noi, telespectatori, ne interesăm ce ziceau cei doi. Putea Radu Tudor zică la sfârșit, care este foarte supărat pe mă. Bă, dar să întrerup pe Macron și pe Putin, să întrerup transmisia unui eveniment istoric pentru ca să auzi ce bâiguie Radu Tudor, înseamnă că Radu Tudor este șeful lui Mihai Gâdea. Nu se poate ca un jurnalist ca Mihai Gâdea să facă o asemenea gafă decât dacă i-a dat ordin Dan Voiculescu sau șeful Dan Voiculescu. Cum să întrerupi? Bun, nu întrerupeam nici dacă intervenea, nu știu, unul de la CNN, Radu Tudor. Și era și Bogdan Chirea. Radu Tudor, care este foarte supărat pe Macron. Să știți că la Elisei este mare îngrijorare. Radu Tudor de la Antena 3, de la postul care are o emisiune întinda CNN, de la postul care este, ce mă lumină, frate, soră cu CNN. De ce nu se ia măcar, putea să
nu putea să întrerupă, dar la sfârșit să fie unul de la serie, Radu Tudor, analist militar. Eu cred că Macron l-a sunat pe secretarul general adjunct Mircea Joana și a zis: domnul secretar general adjunct, știu că îl cunoașteți pe Radu Tudor. Nu vreți să-mi dați și mie, nu vreți să vorbiți cu el în prealabil să nu mă mai critique. Mircea Joana, care tocmai atunci ieșise din baie, pentru că Radu Tudor este, când intră în baie Mircea Joana, secretarul general adjunct, Radu Tudor e de cu măturica aia, știi, ca la aia, cum, la baia finlandeză, de curăț, cu ăla, se poate. Secretarul general adjunct, care este Mircea Joana. Deci, încă o dată, uitați-vă la acest moment, nu știu dacă am momentul de la Antena 3, în care, repet, conferința de presă urmărită de toată planeta, în care este Macron, este întreruptă cu breaking news care constă în intervenția lui Radu Tudor. Bă, a făcut breaking news, adică, bă, cine o fi? Radu Tudor, ia să vedem. Să lucrăm pentru a găsi soluții, pot să spun că amândoi suntem convinși că nu există nicio soluție durabilă, sustenabilă, care să nu includă diplomația. Și cred că de aceea săptămânile care vor urma vor fi marcate de numeroase contacte pe care le vom iniția cu toți. Suntem în regim de breaking news, doamnelor și domnilor. Două conferințe de presă aproape simultane. Președintele Joe Biden împreună cu cancelarul german și la Kremlin această conferință de presă Vladimir Putin și Emmanuel Macron. Suntem în legătură directă în momentul de față cu Radu Tudor, analist militar, și cu Bogdan Chiriac, jurnalist, inclusiv specializat în chestiuni externe. Da, eu v-am mai spus că e ceva neregulă cu Antena 3 și o să continui să îi trag de mâini, că e treaba lor, sigur că ei intră lunecător mai mult în penibil. N-am înțeles niciodată. Deci, repet, dacă, în primul rând, că se putea, după ce se termina conferința de presă, și nu Radu Tudor, nu știu, putea să vină, nu spun de Ștefan Popescu, care e doctor în relații internaționale la Sorbona, da, putea să vină, nu știu, unul de la sine, dar Radu Tudor. Băi, lipsea chiful. Chiful lipsea. Îmi pare foarte rău. Este o mare nenorocire pentru gândirea românească, pentru filozofia românească, pentru viziunea geopolitică din România, faptul că Iulian Chif a devenit consilier cu părăluțe al lui Ciucă și nu se poate pronunța. Mi s-a făcut dor, sufăr de clișeile lui. Simțeam nevoia din când în când să adorm. Și trebuia să citi numai după Radu Tudor, Chifu mă face să adorm. Când că spun clișee încă o dată, nu mă interesează pe mine natoismul celor doi, care este un fel de zlugărnicie propagandistică de tip bolșevic față de Moscou. Mă interesează ca jur. Comentatorul, cum a spus și de Ștefan Popescu, păi și Grumaz la noi, Severin, are un text extraordinar la noi, care să gândească, nu să fie propagandist din gazeta de perete a NATO și a lui Mircea Joana. Bun. Tot astăzi, tot marți, a avut loc conferința de presă a lui Cătălin Drulă. Eu am spus în editorialul de apărut marți dimineața că de fapt am avut la USR, am avut de-a face cu o schimbare din mers a epuizatului Dacian Cioloș cu Cătălin Drulă. Ia să vedem, o să vă spun și ce a zis, pentru că am scris și editorialul pe tema asta, dar ia să-l vedem totuși cum arată Cătălin Drulă. Putem începe?
Bună ziua! După cum știți, am preluat președinția interimoară a USR. Uniunea Salvați România a făcut istorie în acești ani, fiind primul partid cetățenesc care a ajuns la guvernare. Și vom continua și după acest moment să facem istorie împreună în anii care urmează. În comentariul meu, care se intitulează PNL-ul lui Florin Câțu zis Mâțu, victimă sigură a USR-ului lui Cătălin Drulă zis Rangă, deci Cătălin Drulă, ați văzut, ați un conferință de presă, el e președinte interimar, normal era să spună, eu sunt președinte interimar, am nimerit din întâmplare, asta, convoc congresul. Cătălin Drulă a venit cu program. Știți unde am mai întâlnit asta? Nu pot să, n-am mai spus în scris că n-am mai avut loc. Deci, Cătălin Drulă la conferința asta de presă, prezintă un program cu care cred că USR-ul poate fi revigorat. Vă spun, e un program de luptă asemănător Castil cu cel al lui George Simion. De fapt, cei doi și seamănă. Deci, stilul ăla cu Rangă acolo este lui Simion. Și După părerea mea, indiferent de ce am scris eu și ce am zis despre Drulă, Drulă a fost desemnat și cred ca să salveze USR-ul și programul lui, deci el dimineață a venit cu un program. O asemenea pregătire a unui program am mai întâlnit în istoria României și asta o să enerveze pe Duchele și pe Alde, gașca lui Iohannis, la generalul Ion Antonescu. Între 4 și 6 septembrie 40, generalul Ion Antonescu a dat o lovitură de stat clar. Pe 4 septembrie a fost premier desemnat de către maestatea sa Carol al II-lea, care i-a zis, bă, îl pun pe ăsta, o să tragă în legional și mă salvează și apoi dă un picior în fund. Însă pe 6, cu un picior în fund, a plecat nenea Carol al II-lea. Cum a plecat la 6 dimineața, a abdicat, imediat generalul Antonescu i-a scris jurământul, l-a făcut rege pe Mihai I, a avut audiență, a depus jurământul la Mihai I, Mihai I a dat decretele, a semnat el decretele care Antonescu căpăta puteri depline și în 2 zile generalul Antonescu a schimbat total România, adică a desfințat tot regimul, regimul Carol II. De ce fac o comparație? Să nu se supere Cătălin Drulă, da, îl compar cu totuși cu generalul, cu mareșalul Antonescu, nu îl compar cu Hrușciov, nu știu, sau cu cine, cu Bârlădeanu. Deci, pentru că ce îmi spune? Că în momentul în care generalul Antonescu a acceptat să fie premier desemnat, deja el avea planul de răsturnare al lui Carol al II-lea. Așa și asta. După părerea mea, în momentul în care joi Dacian Ciolo, și aici o să discut și mine, cum este posibil tu să te numești Dacian Ciolo, comisar, ministru, premier, și să te prezinți în fața unui birou național ostil, spunând că demisionezi dacă nu ți îndeplinesc de programul? Cum poți așa ceva? Rămâne un mare mister. Adică, în primul rând că pipă, adică ori pregătești și mai vorbești cu 5-6 din gașca lui Dan Barna și îți aprobă ăla, ori nu spui că demisionezi. Și că am fost spus în editorial. Când Ceaușescu pe 17 decembrie a zis că demisionează, el era sigur și așa și a fost că se vor ține după el. Că o plâns, da? Manevra s-a încercat și Dacian Cioloș, dar el nu-și putea, nu știa că ăia, el ce credea, că ăia din CPX-ul USR vor spune, aoleu, vai, nu pleca, bă, de-abia aștepta să zic că el demisionează. Bun. Oricum, să închei. Cătălin Drulă este este salvatorul USR. Eu pariez pe stilul lui, da, pariez,
Asta s-a văzut că deja e o schimbare fundamentală. Este un stil apropiat de cel al lui George Simion. Probabil că USR-ul va ieși din zodia aia de blegeală al lui Dacian Ciolo și de diplomație și, cum spune el, a spus acum la cuvântul de presă, va deveni foarte dur cu actuala coaliție, dar mai ales cu PNL, și va mânca PNL-ul pe partea dreaptă. Oricum avem două cadavre politice, Dacian Ciolo și Dan Barna. Ata. Dan Barna, amândoi au zis, ne supune lui Cătălin Drulă, deși, repet, este interimar. Asta spune multe. Bun. Iată și o știre că parchetul general s-a sesizat în legătură cu ce s-a întâmplat în Parlament. Ia să vedem. O altă informație de ultimă oră. Procurorii au decis să investigheze scandalul de ieri din plenul Parlamentului după ce liderul AUR George Simion l-a bruscat pe ministrul energiei. Parchetul general s-a sesizat din oficiu, a deschis un dosar penal. Ce vizează această anchetă? Știe Corina Matinski. Corina. Bun găsit! Procurorii parchetului general au declanșat încă de ieri verificări cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Parlament, iar în urma acestor verificări au considerat că vorbim despre ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Tocmai de aceea a fost deschis un dosar penal în acest caz. Vă spuneam, o autosesizare. Urmează ca în zilele următoare atât ministrul Virgil Popescu cât și George Simion să fie chemați la audieri aici la parchetul general, iar în funcție de probe, de imaginile pe care le-am văzut cu toții, dar și în funcție de ceea ce vor declara cei doi, este foarte posibil ca George Simion să fie pus oficial sub acuzare. Deci... Ați văzut și în ala? Deci ăștia de la parchetul general sunt în toate mințile? Dacă putem spune că a fost o chestie grobiană, putem spune că a fost o chestie bătrână, dar cum adică să-l închetez pe ăla pentru tulburarea ordinii publice? Care ordine publică? Cine mă scutea? De ce face parchetul general asta? Pentru că ăla, Claus Iohannes de la Cotroceni, îl doare ficatul când aude de AUR, că AUR e singurul partid care a avut curaj să înceapă strângeri de semnături pentru suspendarea lui. Nu-l suspende, dar ăla de la Cotroceni, nu, iată, și atunci... Asta, scutea ăștia, limbiștii ăștia de la parchetul general, bă, hai să... Băi, parchetul general, bă, voi ați rezolvat toate problemele din România, ați rezolvat crima de la Arad, ați rezolvat crima de la Iași, ați rezolvat toate problemele din România, penale, cu lupta cu interlope, ca să faceți anchetarea, bă, întâmplă-te în Parlament. Bun, în Parlament, cum adică? De când și până când... dacă cetățeanul Virgil Popescu ăsta care ne-a făcut nouă facturile, un bandit, de mult trebuia dat afară, dacă cetățeanul Virgil Popescu se plângea, făcea plânge, prin prezenta cu și se sizează pentru ultraj, adică ultraj ce? Și dacă îl bătea, ce? Erau colegi, s-au bătut. Și dacă s-au bătut, ce? Păi când venea ăla... Ceaușescu și hărțuia toți demnitarii României, atunci nu era. Nu. Când ăla, Bacalbaș, au fost împinși de USR, atunci nu. Nu, eu nu sunt de acord cu stilul ăsta, dar nu mi se pare că treaba are parchetul general într-o... Doi colegi, că până la urmă Virgil Popescu e colegul ăsta, sunt deputați sau ce sunt ei, dar bun, și ăla l-a luat, bun. Și dacă îi dădea un pumn, dacă îi dădea un pumn, asta e. Asta este ce... Auleu, o să rei domnul Ciolacu care a zis vai, noi care suntem bruxelizați, că PSD-ul e bruxelizat acum, care s-a făcut cu fustiță, cu ăla, cu chiloțaș roți, cu tare, PSD-ul. Așa s-au bruxelizat, că au fardat cu tare, cu... Nici nu o să mai recunosc dacă e bărbat sau femeie. PSD poate s-a efeminat. Partidul Social Democrat poate acum a făcut o mutație de sex și a devenit PSD-aua, nu mai e PSD. Eu așa cred, după sub conducerea lui ăsta, cum îi spune, lui Marcel Ciolacu, de prin Buzău. Bun. Și acum urmează interviul, neapărat să-l vedeți. Este extraordinar prin amănunțele pe care le aduce despre ce spun jurnaliștii, să vedeți cum s-au plimbat la Piața Roșie, foarte mișto. Bun.
interviul cu un derbiu cu excepție cu Marcela Ferraru. Bună seara, Marcela Ferraru, înainte de chiar în prefața acestui dialog, mi spuneai că pe televiziunile franțuzești la ora actuală sunt dezbateri grei, politologii și politicii dezbat această inițiativă a lui Emmanuel Macron de pace, de a merge la Moscova și la Kiev. Începi în ai fost o profetă a acestor acțiuni, acestei ambiții a lui Emmanuel Macron de a fi liderul Europei. Întrebare, ce discută, care este tonul acesta, adică sau esența dezbaterilor de la televiziune? Deci, prima linie de dezbatere au fost jurnaliștii care l-au însoțit pe Macron de data asta în avionul prezidențial, ca să vă dau puțin din casă, când președintele face o deplasare, el are avionul lui în care intră doar staful lui cel mai apropiat, după care avionul în care vine staful ceva mai larg, jurnaliștii și restul echipelor care lucrează cu el. De data asta, jurnaliștii au fost chiar în avionul prezidențial. Da. Și deci, jurnaliștii au dat socoteală, în fine, jurnaliștii au povestit cam ce au discutat cu Emmanuel Macron între Moscova și Kiev și între Kiev și Berlin. Deci prima linie de dezbatere, ca să zic așa, au fost jurnaliștii care au povestit ce au văzut, ce au simțit la fața locului, ce au discutat cu Macron. Pe urmă, specialiștii din redacțiile fiecarei televiziuni, că fiecare televiziune are câte un specialist în politică internațională, în NATO, în chestii militare și așa mai departe. Iar acum, ultima linie de dezbatere sunt greii, cei care vin de obicei la emisiunile de seară la televiziuni și care sunt fac parte fie din diverse asociații, fie sunt de exemplu, sunt politologi recunoscuți, oameni care au scris cărți, foști ambasadori la Moscova, foști ambasadori la Washington, deci oameni care cunosc din interior cum funcționează mecanismele. Dar dintre cei care au fost jurnaliști la un soții pe președinte, au fost și la Kremlin, a făcut cineva și un mic reportaj, o amănunte? Ce am văzut eu, deci s-a filmat doar sala în care a avut loc conferința de presă, iar jurnaliștii au făcut intervenția lor de afară, din zăpadă, că Piața Roșie era în zăpadă toată. Însă au spus lucruri interesante, de exemplu, Putin e absolut înspăimântat de COVID. Deci toată lumea încearcă să găsească o explicație de ce masa aia lungă, să-și arate cât el de distanțat, de rest, nici vorbă, e pur și simplu terorizat de ideea COVID-ului. Jurnaliștii francezi, ca să poată să facă deplasarea și să aibă acces la Kremlin, au trebuit să facă 4 teste PCR. 4. Deci nu 1, nu 2, nu 3, 4. PCR? Da, exact. Deci asta este motivul pentru care masa aia enormă a fost masa la care s-au purtat discuțiile cu Macron într-o parte și cu Putin la câțiva kilometri. Ce au mai povestit foarte interesant jurnaliștii, deci Macron era cazat într-un hotel din Piața Roșie, la ultimul etaj al hotelului. E un hotel în care am stat și eu odată, am făcut o deplasare când am făcut Colegiul Național de Apărare de aici, Institutul de Alte Studii de Apărare, am avut o deplasare la Moscova, tot așa, într-o iarnă cu foarte multă zăpadă. E hotelul în care s-au filmat toate filmele cu spioni, perioada interbelică, știți? Camere mari, întorci un tank într-o cameră din hotelul ăsta. La două noaptea, Macron a ieșit cu toate echipele lui de consultanți și de consilieri ca să discute în Piața Roșie. Bineînțeles, cu subtext, spun jurnaliștii, au ieșit să se plimbe, să vadă Piața Roșie, să vadă noaptea. Dar pe de altă parte, cine e atât de tâmpit încât să facă, să discute chestii importante de strategie într-un hotel care, în mod sigur, e trufat de microfoane. Au ieșit să vadă și piața, e zăpadă? Au ieșit să vadă piața, dar jurnaliștii au spus totuși foarte clar că Macron a ieșit împreună cu consilierii lui ca să facă debriefing-ul întâlnirii cu Putin și să pregătească întâlnirea cu Zelenski, pentru că a doua zi dimineață, la prima oră, au plecat spre Kiev. Deci acest debriefing nu l-au făcut în hotel, înțelegem foarte bine de ce, da? Poate că Piața Roșie e frumoasă, dar vederea e totuși mai importantă de sus, de la hotel, nu era... Moscova era în zăpadă? Da, așa părea, da. Da.
Cel puțin din imaginea pe care l-am văzut eu, da. Deci asta... Ce le-a spus Macron jurnaliștilor? Că tensiunea a fost foarte mare în timpul discuțiilor cu Putin, foarte mare, aproape fizică, aproape palpabilă. Și nu știu dacă v-ați uitat la conferința de presă, eu n-am văzut niciodată o conferință de presă atât de violentă. Deci mie mi s-a făcut frică stând aici pe scaun la mine în cameră și uitându-mă la televizor, cred că dacă eram jurnalist acolo în fața lor, cred că înțepeneam. Deci n-am văzut niciodată o conferință de presă atât de violentă. Însă fiecare dintre ei foarte dur pe pozițiile lui și cu replici foarte clare, deci pozițiile au fost foarte bine delimitate, dar dincolo de ceea ce s-a spus și s-a văzut, din ceea ce s-a discutat și Emmanuel Macron a transmis ulterior jurnaliștilor, poate cu prea multe cuvinte și din cauza asta a apărut o disensiune cu ce spuneau consilierii diplomatici de la Moscova. Deci, ceea ce spune Macron, ceea ce a spus din momentul în care a plecat de la Paris, a spus, nu am ambiții foarte mari, știu că nu poți să obții, nu poți să te duci într-o criză atât de mare, într-o tensiune atât de mare ca cea pe care o trăiește Europa acum, nu poți să te duci să sper că te întorci de acolo cu un document semnat. Deci, era foarte realist, a spus, mă duc acolo ca atâta vreme cât discutăm, nu ne batem. Deci atâta vreme cât suntem în faza de diplomație, nu suntem în faza de război. Ori ceea ce, deci asta am auzit eu spunând foarte clar jurnaliștii înainte de discuția de la Kremlin. Era evident că ceea ce speră să obțină Macron este măcar o stabilizare a conflictului, să nu se margă mai departe decât atât. Acum, indiferent în ce forme, în ce cuvinte a îmbrăcat fiecare dintre părți rezultatul acestei discuții, realitatea e că Putin a spus foarte clar că el, după ce termină manevrele cu trupele care se află acum în Bielorusia, deci nu e vorba de cei 130.000 care sunt în Ucraina, după ce termină manevrele cu cei care sunt în Bielorusia, îi retrage, îi duce acasă, că se va ține sau nu de cuvânt, asta e altă chestie, dar a spus-o. Și asta poate fi considerat, de asta a spus Macron, că există în acest moment cel puțin un laps de timp în care putem respira și să discutăm, să purtăm discuții. Trebuie să țineți cont de faptul că Macron e primul lider occidental care e primit la Kremlin. Deci niciun lider occidental n-a fost, de când a izbucnit criza, n-a fost primit acolo, că Putin nu vrea să stea de vorbă cu ceilalți, da? Că Putin nu discută cu, sau mai degrabă Zelenski nu discută cu Putin, amândoi sunt încăpățânați și situația pare imposibilă, deci Macron a făcut un fel de navetă informativă, pe de o parte să palpeze situația și să vadă care e, în ce stare de spirit e Putin, și asta e foarte important, că una e să vorbești la telefon și alta e să vorbești față în față, și pe de altă parte să obțină această perioadă de neescaladare, spune el. Deci să treacă o perioadă în care discuțiile să împingă cât mai departe spectrul războiului, pentru că și aici se spune foarte clar, am ajuns în punctul în care războiul e o posibilitate. Dar m-a surprins, nu știu ce au spus jurnaliștii, cum de a durat 6 ore. Deci nu a fost o chestie protocolară. Ce poți să discuți 6 ore? Macron e totuși... Au povestit de intrarea lui Napoleon în Moscova. Sau invers. Tot din ceea ce a mai povestit Macron jurnaliștilor în avion, se pare că, într-adevăr, Putin a făcut o lungă trecere de vista a grandurii Rusiei de altă dată. Și ca să îi dea de înțeles, să-i spună, domne, am fost ce am fost și probabil vom fi din nou. Deci Putin e foarte crispat în momentul ăsta și foarte, foarte determinat, așa l-a simțit Macron și așa a transmis mai departe. Deci să fiți atenți cum discutați totuși cu el, pentru că nu face un simplu joc în momentul ăsta, el efectiv este foarte crispat și foarte tensionat. Deci trebuie să fim foarte atenți în ce fel discutăm cu el și până unde împingem jocul ăsta de a războiul. Macron e cineva care știe să asculte și știe să, și din asta, din întâlnirea față în față cu cineva, are capacitatea să-și dea seama ce e în capul fiecăruia. Vă povestesc cu o mică anecdotă, de exemplu, în campania electorală trecută. Favoritul era François Fillon, candidatul dreptei. Au apărut toate dezvăluirile în legătură cu afacerile de corupție și toată lumea din staful lui Macron îi spunea lui Macron, acum o să se retragă, trebuie să ne concentrăm, să vedem cu cine ne batem după aia, care e adversarul principal. Și Macron a stat, a cugetat câteva secunde și a zis nu. Nu se va retrage, o să meargă până la capăt. Nimeni nu credea că așa ceva e posibil, ca Fillon cu tot ce i-au scos, ce i-au pus în spinare, o să meargă până la capăt. Ei, Fillon a mers până la capăt și asta a fost șansa lui Macron și felul ăsta a câștigat. Deci are momente de astea în care
cerne, spun francezii, adică își dă seama care e starea de spirit a cuiva. Și dacă ați văzut imagini sau dat niște imagini, inclusiv în timpul discuțiilor, Putin vorbește și Macron ascultă și dă din cap. Îl ascultă. Deci asta e tactica lui, ca să înțeleagă cine e omul și ce vrea el. Și cu asta a ieșit de acolo, adică atenție, situația e tensionată în principal pentru că omul e pe jumătate nebun, cam asta am dedus eu din ce s-a discutat și ce s-a dezbătut până acum. Sau, cum spune, Arghezi a avut un serial de articole despre ruși, când nu veniseră rușii în 41 și el spunea 2 ori 2 fac 5 la ruși. Adică cred că la asta se referea, că e rus. Adică niciodată nu știi, mintea lor nu e logică, rațională, așa și spuneau. Adică, bun, o întrebare care s-a pus în Europa, nu știu dacă s-a pus și în Franța, este în ce calitate a mers Macron la Moscova și la Kiev? S-a discutat și aici destul de mult. Macron a spus în timpul conferinței de presă, sunt și președintele Consiliului Uniunii Europene în această perioadă, deci pentru aceste prime 6 luni. Totuși, dacă ne uităm puțin, poziția statelor europene nu e comună, nu avem o poziție comună. Deci, chiar dacă el s-a dus în această calitate și a spus unele lucruri în această calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene, el a fost mai degrabă în calitate de președinte al Franței acolo. Și în această calitate, cred eu, l-a și primit Putin. Pentru că am mai discutat noi și la telefon, Putin nu vrea să stea de vorbă cu NATO, asta e clar. Deci pentru el, și cu asta a ieșit Macron de acolo și am înțeles cu toții, pentru el cu NATO e moartea discuția. Deci cu NATO nu se poate. Pentru el NATO e dușmanul și negocieri cu NATO nu se pot purta. Deci singurul cadru în care Putin vrea să poarte discuție fie OSCE-ul, fie Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Deci sunt singurele două instanțe în care el acceptă să poarte discuții. Ceilalți candidați la președinție ce spun despre această vizită? Care este esența discuțiilor din Franța? Ei, vă dați seama că... Acuză de trădare, că a trădat... Nu, vă dați seama că situația e destul de dificilă, pentru că Macron încă nu s-a declarat candidat. Deci el n-a spus deocamdată că e candidat. Și atunci toți ceilalți, practic, boxează în gol, că nu prea au cu cine se bate, el nu e candidat. Și Macron chiar a spus în off, dar în așa fel încât să fie preluat de presă, că atâta vreme cât există, cât această criză e foarte importantă, el nu se poate declara candidat, că nu e serioasă treaba. Adică suntem cu războiul la ușă, suntem pe vârful acestei crize foarte grave, el se apucă să-și declare candidatura și să umble să strângă mâini prin piețe. Deci situația e destul de critică. Bineînțeles că au ieșit toți cu diverse declarații să spună că profită de situație, că încearcă să se poziționeze, să se arate în postura de președinte, să arate că el, în timp ce alții se ceartă, el face treburi serioase, dar practic Macron nici n-ar putea în momentul ăsta să se declare candidat. Și indiferent cât de mari sau de mici ar fi rezultatele cu care a plecat el de la Moscova, imaginea pe care a dat-o aici în ochii opiniei publice e o imagine bună. Deci, pentru el... Sunteți rusofobi, francezi? Cred, nu prea. Unii da, alții nu, ce să zic. Adică mai rusofob decât noi? Românii au un gen de de sentimente anti-ruse care merg până la absurd, până la ideea de nu avem niciun fel de relații comerciale de forma cărora am putea câștiga foarte mult. Sunt în Europa, geografia nu o pot schimba. Asta s-a spus și aici, de-a lungul zilei, toată lumea a repetat, asta este geografia, sunt cu noi în Europa, e vorba de pacea continentului, nu-i putem evita. Deci cu ei trebuie să stai de vorbă cu ei. Țineți minte că asta spunea de mult Macron, ca să dezescaladezi o situație care este critică, prima chestie e să stai de vorbă, că dacă nu stai de vorbă, n-ai nicio șansă. Ori, dacă ați urmărit conferința de presă de ieri a lui Biden cu cancelarul german, Biden mi se pare că el, de fapt, nu dorește o dezescaladare, ci dimpotrivă. El dorește ca situația să fie în continuare cât se poate de tensionată. Da, zis că le taie și conducta, n-am înțeles. Zis că le taie conducta și un jurnalist american a spus, dom'le, până un alta mi se pare că Statele Unite n-au nicio... Nu trece. Au un teritoriu acolo, nu sunt în Europa, Statele Unite sunt în altă parte, cum o să faceți? Iar Biden a răspuns într-un mod absolut nedemocratic, ne descurcăm noi sau găsim noi o soluție, în sensul că noi facem ce vrem, unde vrem, ce vrem.
Da, asta apropo de atmosfera războinică de la noi, profit de, pentru a da un citat din Contele Ciano, ministrul de externe al Italiei, după dictatul de la Moscova și 40, când noi eram gata, nici ne apărăm cu tare, cu tare, și ne-am desumflat, și Contele scrie în memorie, zice, românii se desumflă la fel de repede cum se umflă, nu, pe cât de repede devin belicoși, pe atât de repede devin resemnați. Adică la noi așa, imediat suntem gata, cam ca italienii. Da, nu, eu m-aș referi la altă glumă, ca să spun așa, știți, purecele pe spatele unui elefant, spunând, ia uzi ce tare trupăim noi. Așa și noi, facem mare gălăgie, dar... Da, ca jurnalist care ai urmărit noua noastră, ultima noastră mișcare cu vizita ministrei apărării din Franța și apoi ministrului afacerilor externe, crezi că Klaus Iohannis a fost informat de către ministrul afacerilor externe de această vizită sau nu are nicio legătură? De vizita ministrei franceze la a venit, adică a contradicțit să-i spună și Iohannis, noi o să trimitem acolo, o să facem un gest Macron. Da. În orice caz pot să vă spun că trimiterea de trupe franceze se negociază de foarte multă vreme. Nu e o chestie care s-a întâmplat pe picior. Mă refeream la faptul că noi suntem în prima linie a bătăliei cu rușii și iată că ba chiar Macron a fost mustrat la noi de colegi de Brasle că trădează, mă rog, trădează NATO. Da, în sensul ăsta... Trebuie să vedeți un alt amănunt, dar care și are importanța lui. Macron, ca să-și păstreze libertatea de negociere și să păstreze ușă deschisă la Moscova, ca să poată să discute cu Putin, el n-a trimis ajutor militar direct în Ucraina. El a trimis trupe în țările celelalte, la noi, în Lituania, în Polonia, mi se pare că a trimis, dar n-a trimis, cum au făcut celelalte țări, ceva direct în Ucraina, pentru că asta ar fi fost considerat la Moscova ca un gest de agresiune directă și n-ar fi avut niciun dialog. Deci orice cale de dialog ar fi fost tăiată. Și, repet, e totuși primul lider occidental care e primit la Moscova. Deci, în ceea ce privește dialogul, totuși... Dar, spune, s-a remarcat în Franța că pentru prima dată Putin a vorbit de arme nucleare? S-a discutat, dar fără să se pună accentul foarte tare pe chestia asta, pentru că și aici Dominic Moisi, pe care l-am ascultat în seara asta, asta și spune. Deci nu o să purtăm un război nuclear cu Rusia din cauza Ucrainei. Dacă lucrurile merg prea departe și dacă Zelenski nu înțelege că trebuie să se, că și el e foarte căpos, nu o să intrăm în război din cauza Ucrainei. Deci, indiferent ce cred unii sau alții, nu știu, mie mi se pare foarte ciudat că noi ne aruncăm așa de tare să apărăm Ucraina ca și cum ar fi vorba de o mare democrație. Mie nu mi se pare că Ucraina ar fi o mare democrație. Noi ni s-au cerut 100.000 de dovezi că suntem democrați, că le îndeplinim toate cele ca să ne deschidă cineva ușa de la pivniță, nici măcar ușa de la salon. Da? Deci, în fine. Da. Ce se spune în Franța? Până la urmă, eu nu înțeleg ce vor americanii. Eu totuși, până la urmă, după părerea mea, e o afacere europeană. Ucraina e în Europa, Franța e în Europa, Rusia e în Europa. Nu înțeleg ce treabă au americanii. Da, și vedeți, de asta e și foarte important acest format Normandie, despre care se tot discută și care a fost lansat, erau comemorarea debarcării din Normandia și Hollande, care era președinte atunci, a profitat ca să-i bage în aceeași încăpere pe Putin, președintele ucrainean, care nu era Zelenski atunci, dacă nu mă înșel, era Poroshenko. Da. Cancelarul german Angela Merkel și el. Deci acest format în patru, de asta se numește formatul Normandia, pentru că acolo a început. Ei, s-a reunit în sfârșit acum, recent, săptămâna asta. Diplomații au reușit să avanseze un pic discuțiile, dar astea se referă la zona la cele două mici republici separatiste, autoproclamate separatiste din estul Ucrainei. Deci asta e unul din punctele de tensiune care ar putea să fie puțin detensionat.
dacă se continuă discuțiile în formatul ăsta, s-ar putea să existe o întâlnire la nivel de lideri, deja de președinți. Dar problema cea mare e între Rusia și NATO și Putin a identificat foarte clar NATO ca fiind dușmanul lui oarecum aproape personal. Și atunci dacă ne uităm, dacă încercăm să avem o vedere de ansamblu asupra tot ceea ce se întâmplă, am văzut că americanii încearcă să se mute din Atlantic în Pacific, totuși, ca să nu ne lase să ne jucăm noi aici în grădinița noastră, ne lasă niște probleme în urmă, nu? Și NATO, despre care spunea Macron că e moarte cerebrală și care nu prea mai avea ce să facă pe aici în ultima vreme, uite că dintr-o dată a fost resuscitat. Deci, în seara asta se poate spune că, de fapt, nu a fost numai la Moscova, ci a fost și la Kiev, ci a fost un fel de navetă de pacificare. Pe vremuri ar fi făcut-o Ceaușescu. Deci, Putin și Zelenski nu vorbesc. Nu vorbesc pe vremuri, ești de acord că ar fi fost Ceaușescu? Mă rog, da. Ceaușescu a făcut niște chestii de genul ăsta, așa da, e. De navetă, da. Adică... da. Și foarte important, conferința pe care a avut-o, conferința de presă pe care a avut-o acum la Berlin, la ora 8, ora Parisului, la care a fost prezentă și Polonia. Deci foarte important că totuși dacă ne uităm un pic pe hartă, Polonia e și acolo, n-ai cum să nu o bagi în seama. De ce n-am fost prezenți? Ce anume? Noi, românii. Noi? Păi nu, că nu era o... În fine, e o altă discuție foarte largă cu alt tip de acorduri, cu alte interese, dar e important că Polonia a fost acolo și că au discutat. El s-a întors de la Kiev, s-a întors la Berlin. Da, da. Deci de la bun început ăsta era programul. S-a dus întâi la Moscova, după aia la Kremlin, ca să încerce să... A fost un fel de... purtător de vorbe. Exact, exact. Și de acolo s-a dus la Berlin pentru că Franța insistă să meargă pe chestia asta cu motorul franco-german în europeană și încearcă să-l ia puțin de mână și să-l scoată în lume pe... Cancelarul s-a întors de la... Da, s-a întors. A fost și el la conferința de presă. Da, cu conducte cu tot. Da. Și care a fost? Eu n-am urmărit în seara asta concluzia după întâlnirea cu Zelenski. Sunt raze de speranță sau... Din discuțiile, deci conferința de presă cu Zelenski a fost mult mai confuză decât cea cu Putin. Aia cu Putin a fost clară și toată răspunsul a fost nete. Nu știu dacă v-ați uitat la conferința de presă, e absolut... deci e ceva de manual, ca să zic așa. Aia cu Zelenski a fost căldată așa și plus că Zelenski nu înțelegea foarte bine întrebările și răspunsurile lui erau cam, în fine... nici răspunsurile lui foarte clare, dar concluzia pe care o trag jurnaliștii francezi din cele două conferințe de presă și deci din vizitele în cele două capitale, deci concluzia este că s-au deschis niște canale de dialog. Deci poate nu e enorm, poate nu e foarte mult, dar în diplomație, cum spunea cineva, diplomația se face cu mici găuri de șoarece. Deci chestii, multe chestii mărunte până când ajungem în fine să purtăm o discuție la care să ajungă la o concluzie, să aibă un rezultat. Deci concluzia acum este că există niște canale de discuție. Asta este fraza care a fost folosită. Deci discuțiile din seara asta de la televiziunile noastre și din Franța este că totuși a fost un succes inițiativa. Ei nu spun un succes, dar ei sublinează încă o dată că în momentul în care am plecat de la Paris, Macron le-a spus, sunt foarte modest în pretențiile mele, dar atâta vreme cât discutăm, nu ne batem și ceea ce vreau să obțin este să depășim vârful de criză și să împingem cât mai departe o eventuală escaladare. Deci, dacă astea au fost obiectivele, le-a atins. Bun, a fost foarte interesant amănuntul acela cu altă, cu masa, încă două amănunte, că nu știu ce spun jurnaliștii. De ce nu au avut translatori acolo, alături? La un moment dat a vrut să stea al francezului. Pentru că Putin e absolut îngrozit de COVID. Am înțeles. Nimeni în preajma lui. Da. Doi, s-a speculat că în timp ce Putin era așa de gheață, Macron era nervos, așa e el? Nu era nervos, așa e el. Uitați, așa sunt și eu, mă agit tot timpul, vorbesc cu mâinile, așa e și Macron, se agită. Nu, așa e el, n-a fost nimic. Și nici n-avea de ce să fie nervos, ce îi fura portofelul, îi fura poșeta, ce... Da. Au fost jurnaliști, au fost impresionați de Kremlin, de Moscova? Nu, nu au vreme să vorbesc despre așa ceva, dar ceea ce m-a amuzat foarte tare e că marele analist de politică externă de la BFM TV și-a făcut corespondențele din Piața Roșie cu o cușmă și colegii lui din studio s-au amuzat foarte tare pe tema asta. Au spus, tu și cușma ta sunteți extraordinari.
Cum adică au avut 4 teste pe seară? 4, deci n-au stat decât o seară acolo, deci da. Au trebuit să facă înainte să urce în avion, înainte să plece din Franța, când au ajuns acolo și înainte să intre la Kremlin. În total 4. De ce credeam? Pute că se infectează din mers? Da, am spus, așa cel puțin spun jurnaliștii de aici, că e absolut, n-a făcut chestia asta doar pentru Macron. Deci așa primește el. Săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni a fost într-o vizită strict bilaterală Orban. Da, tot așa a fost distanța. La aceeași masă, da. La aceeași masă. Deci nu ținea de, să spunem, de o chestie. Nu, n-a vrut să transmită niciun fel de mesaj, de niciun fel de natură cu masa aia. Aia e masa pe care o are el ca să fie sigur că nu ajunge COVID-ul la el. Da. Două întrebări privind de reporterul, adresă Marcela Ferraru. Se dă la voi la televizor despre Olimpiadă, se spune, sau ați uitat-o? Se dă, dar sunt canale specializate și dă France 2, cred, dar eu mă uit canalele de știri, deci... Nu e tărăboi. Nu știu, vă spun sincer că eu mă uit, v-am zis, pe canalele de știri. Așa ca o imagine generală, însă nu e o efervescență. Că nu foarte mare, nu foarte mare, nu. Au luat o medalie francezii astăzi, deci a fost un pic de agitație și pe canalele de știri, dar cam atât. La Omicronul cum stă? Nu te-ai îmbolnăvit? Nu știu cum se întâmplă, că eu nu am niciun fel de măsuri de siguranță. La început dădeam cu clor prin casă de câte ori ieșim să fac cumpărături, dar acum nu. Folosesc transportul în comun care e foarte aglomerat, mă duc prin marele magazine unde e o grămadă de lume, nu știu cum se întâmplă, de-am scăpat și nu știu cum se întâmplă. Am prieteni foarte buni, am un prieten foarte bun, absolut speriat și el de Omicron, de COVID în general, care se ferește de toate cele când venea la noi, stă într-un colț de cameră cu masca pe față, în fine, și care a luat Omicron. Deci nu știu care e logica după care unii se îmbolnăvesc și alții nu. Există specialiști ce spun că își dă pandemia duhul? Da, știți că am mai discut, cred că noi dăm la prima dată de chestia asta. Da, păi noi aveam până la 500.000 de infectări pe zi și acum suntem la 50.000, deci a scăzut de 10 ori. Interdicțiile, cum stați? S-au ridicat, a mai rămas o singură etapă de ridicare de interdicții, s-ar putea să fie... Deci măștile în interior încă se mai poartă, s-ar putea că în primăvara asta să fie suprimate și măștile în interior, dar în rest s-au ridicat toate interdicțiile. Pașaportul vaccinal e încă obligatoriu, bineînțeles, până în 31 iulie sau, dacă lucrurile merg bine, s-ar putea să-l suprime mai devreme. Da, și o întrebare care sigur o să te supere, de ce a pierdut Cioloș? Că ești un admirator al lui Cioloș. Admiratoare. Sunt o prietenă, nu sunt un admirator. Dar cum le-a pierdut? Mie nu vine să cred. Păi, a fost lucrat. Băieții veseli ai lui Barna, cred. Nu știu. Da, adică m-am mirat. Eu sincer, nu cred că USR-ul a făcut o afacere bună cu ce a făcut acum. Cred că ar fost de preferat să-l păstreze pe Cioloș. Mai pariez pe Cioloș? Eu da. Da, da. Am înțeles. Nu din motive de... Nu pentru că ar fi fost susținut de francez sau că are nu știu ce susținere obscură sau absconsă, nu. Cred că are totuși instinct politic și cred că o să revină. Nu cred că e tras pe linie moartă. Acum chiar ultima întrebare. Aveți o ministră a părerii, e femeie, da? Da, da, Florence Parly. Și să știți că aici miniștrii nu sunt puși așa, împărțim portofelele între noi în funcție de câte servicii am făcut partidului. Ea a fost înainte să fie ministresă, a fost aici în adunarea națională președinta Comisiei de Apărare și în Parlamentul European a avut... funcții de genul ăsta, adică s-a ocupat de chestiuni de apărare în Parlamentul European. Deci nu e chiar venită cu pluta. Da, ea e atât de activă că văd că la noi Dâncu, care este filozof de meserie, este mai activ decât a fost Ciucă și toți ministrii apărării la un loc. De ce? La voi ea e prezentă mereu, ministra apărării? Nu o vedem foarte mult, dar e interesant de remarcat, cel care a fost ministru apărării înainte, Le Drian, foarte bun ministru al apărării de felul lui, a vândut o grămadă de arme peste tot unde a trebuit, da? Acum e ministru de externe. Deci eu cred că totuși chestiunile de apărare, da, încă un lucru foarte important în ceea ce privește eventuala declarare a candidaturii lui Emmanuel Macron, nu se va întâmpla înainte de summitul de la Bruxelles cu Africa, pentru că e acea problemă despre care acum se vorbește puțin, dar foarte importantă, cu Mali.
la conferința de presă de la Moscova a fost o întrebare pe tema asta, pentru că rușii și-au băgat și ei puțin coada acolo. Deci pe 22 sau 23, în orice caz, peste vreo două săptămâni e un summit la Bruxelles cu Africa, unde va fi pusă pe masă și această problema prezenței trupelor franceze în Mali. Probabil că vor fi retrase și desfășurate în altă parte și deci înainte de asta nu va fi nicio declarare a candidaturilor Emmanuel Macron. Limita e de 4 martie, deci... Ce spun ultimele sondaje la voi? Ultimele sondaje spun că Macron stă bine, deci pentru el situația nu se schimbă radical, e în jur de 24-25-26%. Ultimul pe care l-am văzut adinauri, destul de interesant, deci Marine Le Pen e din nou pe locul 2 cu 17%. Și Valérie Pécresse, deci candidata Dreptei, cam pe la 15% sau umăr la umăr cu Éric Zemmour. Dar e drept că Marine Le Pen și Éric Zemmour au avut duminică niște meeting-uri foarte urmărite, deci s-ar putea ca asta să-i fi crescut puțin în sondaj. Dar de ce pierde candidata Dreptei? Nu pierde ea, atât a avut problema, că nu reușește să crească. De ce? Și vă dați seama că atâta vreme cât Emmanuel Macron nu e candidat, nu are cu cine să se bată, că ea nu se bate nici cu extrema dreaptă, nici cu stânga, nici cu ea, trebuie să se bată cu Macron și Macron nu e candidat, deci e foarte complicat. Asta și spuneau analiștii, că de fapt Macron nu are niciun interes să se declare în momentul ăsta, toți ceilalți boxează în gol și îi lasă să boxeze în gol. Da, am înțeles. Mulțumesc, Marcela, ca de obicei ne-ai iluminat, îmi place, adică sunt surprins că pariez în continuare pe Dacian Cioloș și ai dat câteva amănunte, cea mai tare este asta că se teme de COVID și că de-aia e masa aia, nu că era din punct de vedere geopolitic. Mulțumesc, când o să mai fie, când se anunță candidatura Macron? Până atunci cred că o să mai avem niște subiecte. O să avem. Pentru că, da, cel puțin summitul cu Mali e o zonă importantă, pentru că e o concentrare acolo de terorism. Noi nu vorbim despre chestia asta, dar e un punct foarte fierbinte și foarte mulți militari francezi au murit acolo. Deci, Mulțumesc, la revedere, mulțumesc, Marcela.